старые дизеля к губерну, помойся на их. Да я на рыба. А мы одно воспринимал эти дизели и пил их. Я вот. С гасым, а он спорт, а завозы, да? С котом, а то жены экономили, стало души, с продущим, а и че я, не че я часто я. Уже с межем, а где парк, я спасен парк индустриал. Я дам описан, что в этом севайся, ну, префрумос, что скрисори, че ли, ну, не вадут скрисори, я стал платамара на корреспонденции, а ты мне скажу. В один скрисори, я стегал, мы тяну, и мне готовы вообще, как, ну, я фазер не примари, ну, я фаш, мы стали ляй. Ну, с тем дой, требуем скрис, мать, или готовы, ты, тогда я и стоял, что я раз мы спорили, я сейчас в кескри, ты, на рыбанке, банкрот, как он плачет, и фузы где растащит. А я раньше и фрумот не фарк. Да знаешь, что ты мной, а не крещ, ну ты сейчас мощи. Я не кажется, помнить, что ты в капу спас. Ну, смотри, самое, мое ее принять, ее варек. Добрый Роберт, ты куда ты в конце не помнилась, спас, не помнилась, не помнилась. Я, ну, мы на лагине. Я же на лагине стал утребовать. Ну, если я мужиками успею, я не знаю, если я мужиками, ну, а то вместе. Да, Ну,
politice, partidelor politice, imagine politică sau valori în seama unor decizii care s-au votat sau cum s-au votat. Pentru că, până la urmă, noi, consilieri din cadrul Consiliului Orășesc Chelăveni, am vrut să facem un lucru foarte frumos în Orășesc Chelăveni. Am vrut să construim un parc industrial, unde să vreau să-i deschidă foarte multe locuri de muncă, să-i deschidă locuri de muncă, unde să mărească infrastructura orașului, unde avea să mărească bugetul orașului, avea să fie un lucru foarte bun. Faptul că s-a votat, o comisie a constituit mai târziu puțin, nu înseamnă că domnii de la Italia trebuie să aibă acum bani. Problema la fie că ei n-au bani să investească. După cât îi cunosc pe la bun început domnul Roberto, eu cunosc că atunci era problema, era că el era reprezentantul firmei Tadei care aveau bani. Noi nu știam, consideri că este el un intermediar. Acum cred că el este intermediar. De ce eu aș... Este concret cineva care au bani. Acum vedem că dumneavoastră este intermediar. Pur și simplu că a dat cineva cu bani. Și asta pe noi nu era așa. Fiind venit să depunem, să facem concret, să stabilim un termen. Și dacă nu, din predetar documentele care trebuie, care e necesar pentru a constitui parcul, o formă parcul, să apropiem decizie. Sau astea apropiem. Bine. Bine. Stimați colegi, eu cred în perspectivă oricum trebuie să creăm ceva și trebuie să facem pentru Orășel de Chelăveni. Deci proiectul care este inițiat este unul favorabil, este unul favorabil și este unul benefic. Întrebarea e alta, că acum nu sunt finanțe care pot fi investite. Mă gândesc că finanțele e o chestiune de timp. Și am o părere, că dacă noi am putea să dăm puțin răgaz și dacă oamenii care au inițiat proiectul să-și asumă obligațiunea sau responsabilitatea ca într-o perioadă concretă de timp să găsească investorul ca să facă investiția cuvenită și proiectul să demareze, eu cred că ar fi o chestiune favorabilă. Noi am putea acum să stabilim un termen concret, după care să revenim la deciziile aprobate și să le discutăm.
am aprobat. Nu e asta. Dacă era acum înscris acordul că refuză, noi punem și decizii astea. Dar să păstrăm și cum spun, să păstrăm fărăm și legea. Noi ne înșerbântăm, acolo ca și eu m-am înșerbântat. Blocând din nas, că să facem, să facem și chiar că la mult am spus. Vărchez de acolo la carieră, să mă duc, să iei drumul și ala, la autoșcoală și ei, ca să mă arde ca mat, mașini mari, să duci în pământ. Mă întreb și eu, de ala să încerc pe pământ. Și mă pune niște planuri, mi-e pune că totodată cu escavatul și ala să luăm pământ și la stadion și să facem aceea. Am crezut ca să doi iepuri într-un pușcător, nu s-o prindă și ei și am avut noi. Eu vă propun, în legătură, că din protecturile acelea, ca noi să putem planifica mai departe pe 2013 și trebuie făcut puterea noastră așa și așa mai departe, eu propun. O lună e puțin, într-adevăr, eu numai până în care trebuie să duc, nu-ți găsesc, nu pierdut nimeni dolari este sau cineva. Să-i dăm până pe data de 20 decembrie, ultima ședință a noastră, să fie undeva 20, 21, 19, să-i dăm termenul ăsta până pe data de 20, până pe data 20, oricum ne duc și altă, toți și noi suntem de vorbă cu dânsul, personal aici la ședință. Facem o ședință extraordinară, numai cu parte, ca să putem rezolva toate probleme. Dar dacă nu, ne aduce în scris că refuză, și noi pe data 20 am apărgat de ce zice. Astăzi, fiindcă dumneavoastră și cele niște noi frumos, suntem și cu pișorul ca să gândească din partea noastră, din partea lor, s-au primit ca noi din partea administratorului, fondatorului. S-o prinește, s-o prinește că chiar chiar nu diferă, nu știu cum astea. Da, să dăm trebuie de zi, dar să luăm alt informații. Adică ce s-a întâmplat, ca să nu spunească noi fontană, adică au venit din cer undeva, e întrebarea asta. Să ia pe informație despre lucrările, formarea parcului internațional, industrial parcului, seara asta. Internațional? Internațional Industrial Park. Să luăm altă instaiat și până pe data 20 decembrie să putem prelucra, să vedem ce. Înțelegeți? Până pe data 20 decembrie să ne luăm prea mare. Să luăm prea mare. Mă scrieți. Eu sunt de acord. Vă rog, Iris. Partidul Liberal. A, eu vă rog, mă respectați de altfel. Păi așa numai cu la urmă. Eu nu știu cât ați fiu de corect în situația asta, dar cred că să așteptăm noi. Sunt de acord cu data de 20 decembrie, în ultima ședință, dar eu aș propune că adică noi astăzi să încheiem un contract între administratorul internațional în Industrial Park cu domnul Roberto și primărie, în care să dar până pe data de 20 decembrie nu va fi chestiunea asta, de la începând cu data de 1 ianuarie se aprobă toate acestea, adică iarăși la zero. Adică începem de la zero. După întâi, dacă a venit domnul Roberto ianuarie și a venit cu 6-7 milioane de euro în urmă, atunci gata, eu... Decizia nu putem să cămă, să încheiem un contract, să ia la informare și da. Nici așa nu merge, că privat n-a scris nimic asta, da? Da, dar între primărie și noi, specialiștii voastre vadă, să facem o scrisoare lor. Ia că asta e ceva. Nu, facem o scrisoare, adică ce se acolo, ca să-i dă ei răspuns. Vă rog, domnul consilier la Partidul Liberal, care din dumneavoastră vorbește? La capitalul social pentru constituirea SRL Internațional Industrial Park a unui teren de sănat creierii parcului industrial. Deja noi avem acea decizie. Care este riscul? Vă rog să ne uităm să asumăm pe responsabilitatea. Că dădând acest termen, dacă la momentul este înregistrat, schimbe tehnologiile să înregistreze și să pierdem terenul ăsta. Da? Să ne gândim să vedem unii parte legală. Nu, e vorba, eu am citit cum atamă, n-am citit. Noi am citit un acord, dar n-am însemnat acordul.
Adică dacă eu să vină urmă, că eu nu sunt așa ca fie. Adică n-am niciun sistemat consilier. N-am însemnat niciun document, nimic. Avem numai decizii. Ca dumneavoastră să știți. Dar n-am însemnat nimic. De atât am aduc cu inima deschisă. Nu mă tem. Dar să vin ca asta. Dar să vin ca asta. Dar să vin ca asta. Vă rog, domnul Vânzar, de ultima dată, de mă zbăvim la subiect. Nu a fost efectuat cu ce modă legală, ca să vorbim de 5 ore. Noi am auzit de 5 ore. Asta e bun. La data asta, să vorbim de 5 ore, să lăsăm după domnitoare. Păi, nu mă mulțumesc. Domnul Zoban, vă rog. Chiar pe dacă îi spate, să mergem pas. Domnul Roberto, ați înregistrat statutul care l-am aprobat noi la Camera Registrării. Dacă s-a aprobat statutul, înseamnă că l-am aprobat noi, înseamnă că și decizia și ea tot trebuie și prezentată la Camera Registrării. Și fără semnătura dumneavoastră, domnul primar, trebuie să-i spun. Dar care decizii că au fost mai multe, dar puteți specificați? Toate se permite. Scriverea la fundarea internațională. SRL-ul Industrial Park. Așa e? Consiliul Orășăliesc Eloveni figurează acolo ca fundător. Sigur că da. Parcă noi primim decizia, fără și noi punem 5400. Cât e capital? Am înțeles. A cui aparține? 10% este orașul Eloveni. 89 tadei inginerii și 1% eu am reprezentat în camera de înregistrare prin procură Consiliul Orășănesc ca secretar al Consiliului. Da. Noi 10% 540, ei tot i-au plătit, toate procentele le-au plătit. Eu găsesc de cuvinte că toate deciziile în cauză sunt legale. Tot s-a făcut conform legii. Dar am ajuns la o chestiune care vă explica primarul. Dar ce ieșim din situația de azi? Noi am pus ordinea întrebare. Și atunci trebuie să răspunde la întrebarea asta. Eu nu pot să mă scriu un procesul verbal. Și scriu eu un procesul verbal? Sau și o scot? Sau o scot din ordinea de zi, să mai votăm care tot încălcare la lege. Iată așa cum a fost o propunere. Punem la vot. Dumneavoastră nu votați. Eu vă înscriu un proces verbal că nu v-am luat numărul necesar de voturi conform legii privind instanța publică locală. Și gata, când ajungem la problema în cauză, cum zici, la 20 mai o mai punem o dată, le aprobăm și gata. Să stimați părțile, domnul primar, domnul Roberto, să mă ierte domnul Roberto, dar eu am o propunere așa mai respectat. Să zicem așa. Eu aș zice că ar fi nevoie acum de lucrat azi decizia asta. Azi, toate. Să nu rămânem fără nimic. Adică, votat astăzi, știu dacă domnul Robert va aduce 7 milioane de euro,
Foarte bine. Noi suntem foarte impresionați de subiția care spune domnul Robert, 200 de milioane asta, dar nu ne spune nimic. O să spune, să vorbim de nimic. Da. Temei legal este că îi facem obicei, că sunt din capitalul statului. Foarte mult timp a trecut, așa domnul, doamna respectiv a trecut, nu și-a asumat obligațiile. Și noi, temei legal, să aprobăm. Noi suntem votători, avem tot timp, ieșim din capitalul statului. Trebuie să nu știu nimic, nu poți, nu ai nimic. Roberto, nu ai nimic împotrivă, dar vreți aprobați. Roberto, a spus la început și vă spune și acum. Nu sunt probleme dacă aprobați. Probleme nu sunt de aprobat. Să și spuneți să vă lăsați aprobat. Pentru că nu e un timp de față de capitalistului, să nu e un nu, dar administratorul spune aprobat. Mi-a introdus asta procesul de aprobat, mi-a introdus cu acordul administratorului. Nu, observar
Acțiunea Partidului Liberal s-a adresat cât compania Motelecom, Orange și alte companii, care a vrut să ieși o zonă Wi-Fi în teritoriul orașului Eurin. Și reieșind de faptul că de cum va cramul orașul va fi deschis sau inaugurat parcul Sfatul Țării, Motelecom a venit cu inițiativa să creeze zona Wi-Fi. Acum am trimis o scrisoare către primărie, primăria a acceptat. Este o singură problemă, că domnul primar nu a votat, nu a semnat contractul. Dar nici nu a semnat. Nu știu, din care cu experiență. Solicită să fie semnat contractul cu Motelecom pentru a crea o zonă Wi-Fi gratuită. Toate cheltuielile pentru implementare în grețime și așa sunt la Motelecom. Nu avem nicio cheltuie. Vă spuneți să vă fi cântat dumneavoastră Consiliu și primarul. Dacă primarul Consiliu să-i semneze, fără Consiliu să-i semneze. Dar nu se mai în polis. Mă judeca. Acolo este un contract, dar dau un rând de cealaltă citit. Da, eu am spus, vă dau și autorizație gratis. Puneți pentru copii. Acolo este scris un contract, nu m-am dus să-l aduc. Acolo e o sumă, 13.000, plătesc, cât pe și. Nu, nu, nu. Eu m-am uitat, a fost luat contractul TIC între Motelecom și un abonat simplu, că are nevoie de acolo. Thank you.